Ori cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană în luna precedentă. Datele Eurostat arată că Uniunea a reușit să domolească inflația de la 4,9% cât era în septembrie la 3,6% în octombrie. Țările care împing în sus această rată sunt Ungaria cu 9,6%, Cehia cu 9,5% și pe locul 3 țara noastră cu o rată a inflației de 8,3%. La polul opus se află Belgia cu o inflație anuală negativă de minus 1,7%, iar prețurile în țara noastră au crescut și ele odată cu inflația. Cele mai mari scumpiri au fost la pește, brânzeturi, cartofi și ouă. Comentăm acum aceste informații alături de jurnalistul economic Lidia Moise. Bună dimineața! Îți mulțumim, Lidia! Bună dimineața! Cum a ajuns țara noastră să aibă una dintre cele mai mari rate ale inflației din UE? În primul rând că a fost o coborâre lentă a inflației în România, pentru că așa am avut și niște etape de majorări de salarii care trebuie puse și ele pe seama acestei influențe, acestei rămâneri a inflației la cote destul de înalte, pentru că producătorii la rândul lor au trebuit să majoreze salariile angajaților lor și atunci acesta s-a reflectat în prețuri. Este însă o situație care se întâlnește, după cum bine vedeți, la toate statele care nu au monedă euro. În interiorul Uniunii Europene, cu excepția Croației, lucrurile au mers mult mai armonizat, ca să zic așa, și prețurile au coborât la niveluri aproape decente. În România, în Ungaria mai ales și în Polonia, această coborâre a inflației este ceva mai lentă, mai lentă chiar decât așteptările inițiale ale băncii centrale. Dar, repet, în România salariile au crescut peste rata inflației din acest an și, ca atare, acest lucru a avut un efect asupra inflației pentru că puterea de cumpărare a consumatorilor a rezistat, ca să spunem așa, prețurilor, cu toate că românii au consumat mai puțin decât în anii anteriori, deci au economisit. Rata inflației a înregistrat deci o scădere, dar asta nu înseamnă că au scăzut prețurile, doar că ele au crescut într-un ritm ceva mai lent. Cât de mult afectează inflația veniturile românilor? V-am spus, pentru românii care sunt salariași și care au beneficiat de creșterile de salarii, fie dacă vorbim de partea bugetară, plătită direct de la buget, angajații statului, ca să zic așa, fie că e vorba de angajații companiilor, unde statul a impus majorarea salariului minim, ei bine, aceștia au rezistat, dacă vreți, destul de bine acestor majorări, în ciuda sentimentului negativ care persistă în rândul populației, bineînțeles datorită faptului că prețurile sunt mult mai mari față de ceea ce era înainte de izbucnirea conflictului din Ucraina, care a ridicat masiv, a urcat masiv prețurile energiei. Dar este totuși o teamă, o așteptare, o presiune inflaționistă reală, care există încă și care va veni, dacă vreți, se va menține și anul viitor, pentru că anul viitor statul va căuta să impoziteze mai mult veniturile companiilor. Deci, după cum bine știți, s-a aplicat o taxă suplimentară pe veniturile companiilor, pe cifra de afaceri a companiilor care au afaceri mai mari de 50 de milioane de lei și aici vom vedea din nou o presiune inflaționistă, adevărat ușoară, dar care va menține prețurile destul de ridicate și anul viitor. Cum vor arăta oare ratele românilor în condițiile în care creșterea ratelor este legată și de inflație? Ratele românilor vor arăta, eu știu, oarecum constant, ca și anul acesta. Nu știm încă ce efecte va avea impozitul suplimentar de 2%, care va fi perceput băncilor din România de către stat și dacă băncile vor majora dobânzile, care oricum sunt inferioare inflației în acest moment. Este însă o compensare datorită faptului că sunt foarte mulți bani în piață și ca atare băncile nu au motive din acest punct de vedere să majoreze dobânzile
eu știu, dramatic. Dar vom rămâne în continuare cu dobânzi destul de mari, greu de suportat, mai ales pentru cei care au credite ipotecare. Acolo este o problemă foarte mare. Da, și pentru că vorbeam de stat, odată cu scăderea inflației scad și veniturile la buget. Ne întrebăm dacă chiar este interesat statul să, în acest context, să avem o inflație mai mică. Da, este interesat pentru că, de fapt, el și-a asigurat majorarea veniturilor la buget prin mărirea salariilor. Mărirea aceasta a salariilor, de fapt, se reflectă în creșterea încasărilor din contribuțiile sociale. Contribuțiile sociale și contribuțiile de asigurări de pensii, pentru pensii și de asigurări de sănătate. Deci, mărind salariile, el își asigură că acolo vor fi încasări mai mari. Problema este cât va rezista economia României în acest peisaj destul de tensionat în tot ce înseamnă piața economică europeană, pentru că, după cum vedeți, economia României a încetinit. Și nu știm dacă această creștere de impozite, această presiune fiscală foarte mare pe care statul o aplică asupra companiilor, fie că vorbim de companii mici și mijlocii, fie că vorbim, iată, de companiile mari, nu știm dacă această presiune se va reflecta într-o încetinire sub așteptări a economiei României și anul viitor, și asta în general dă peste cap prognozele bugetare.